Delegațiile participante la Festivalul Inimilor au trecut pragul primăriei municipiului Timișoara. Oaspeții soțiți la primărie de pe trei continente au adus cu ei culoarea locală specifică fiecăruia și entuziasmul de a-și putea împărtăși valorile și tradițiile într-un spațiu multicultural precum Timișoara. Totodată, primarul Dominic Fritz i-a primit cu entuziasm pe oaspeți și le-a urat bun venit. Acesta a vorbit despre importanța pe care o are Festivalul Inimilor, primul festival organizat după Revoluția din decembrie 1989. Revoluția timișoreană în sine a dovedit că atunci când oamenii se unesc și luptă împreună pentru un ideal, indiferent de etnie sau religie, ei câștigă întotdeauna. Prin Festivalul Inimilor este onorată istoria multiculturală și spiritul inconfundabil al Timișoarei, diversitatea care generează prosperitate și inovare. De asemenea, toți participanții și-au exprimat aprecierea pentru oportunitatea de a-și promova cultura față de ospitalitatea timișoreană. Festivalul Inimilor continuă în fiecare seară din acest weekend pe scena din Parcul Rozelor.